seara, dragi oameni buni! Sunt Maria Mateș și iată mă prezentă, ca de obicei, la întâlnirea cu dumneavoastră, cu cântecul nostru popular și interpreții săi. Ei, în această seară ne vom reîntâlni cu ceea ce cred eu că iubește sufletul românului, colindul. Colindul nostru care, cred eu, că va răsuna în fiecare casă. Și pentru că niciodată nu vin cu mâna goală, spun eu, vin cu mulți prieteni, vin cu grupuri de colindători și vreau să vă mai spun următoarele. Se zice că dacă vrei să cunoști sufletul țăranului, să-i calci ocolul în preajma sărbătorilor de iarnă. Vei vedea atunci liniștea, dragostea și pacea din casa lui. Îl vei vedea pe omul nostru, truditor al pământului, cum se închină cu fața la răsărit, de unde vine lumina, își face semnul crucii înainte și după mâncare, cum înainte de a bea apă dintr-un ulcior, suflă de trei ori în cruce pentru a alunga duhurile rele. Înainte de a tăia pâinea, femeia face cu cuțitul semnul crucii peste ea. Toate acestea vin din smerenie și multă, multă dragoste de Dumnezeu. Tot El, Dumnezeu, Tatăl nostru, a ne-adunat din risipire, a trimis din peștera Betlehemului o lumină pe însuși Fiul Său, Iisus Hristos, iar cuvântul murmurat de toată suflarea pământească să fie iubire. Fie ca în prag de sfinte sărbători, pacea și lumina Domnului să fie în casele voastre, iar colindele noastre strămoșești să ne înalțe și să ne bucure sufletul. În prag de noul an, să aveți parte de fericire, bună rânduială, la mulți ani, cu sănătate, că e mai bună decât toate. Poate că m-am grăbit cu urările, dar până la sfârșitul acestui an, vă voi spune aceste cuvinte de fiecare dată. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, să aveți parte de liniște, de tihnă, să avem parte de un an îmbelșugat și ce v-aș dori eu? Să fie ca în casa dumneavoastră, măcar cu un colindător, să vă pășească pragul. Și pentru a nu mai prelunge suspansul, pentru a nu vă mai pune răbdarea la încercare, voi face prezentările și o să-i rog pe colegii mei să ne dea un cadru larg pentru a ne vedea cu toții. Bun venit, colindătorii mei! Bun venit și sper că această seară să fie o seară luminată, frumoasă, așa cum sunt sufletele voastre și chipurile voastre. Alături de mine, prieteni dragi, Nicolae Turcu. Bun venit, Nicolae Turcu! Rămâna, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Ei, și o să te rog ca împreună să prezentăm invitații noștri din această seară. Ia să vedem! În stânga, domnișoara de lângă tine. Cred că cel mai bine să... Să se prezinte, așa, să se prezinte, da, să le treacă din emoții, dar repede. Bună seara, mă numesc Mădălina Maier. Bun venit, Mădălina. Bună seara și bine v-am regăsit, mă numesc Delia Măda și vă mulțumesc pentru invitație, atât grupului Izvoare, care ne-a implicat în acest proiect și le dorim mult succes în continuare. Mulțumesc, mai departe. Bună seara. Mulțumim pentru invitație. Numele meu o să te rog să privești înspre cameră. Numele meu este călugăr Oana. Bun venit, Oana. Alexandra Mariș, bun venit. Bună seara și bine v-am regăsit. Mi-a fost dor de tine. Tu și nici mie. Nu știi când mi-a fost dor de tine. Așa, mergem mai departe. Ionuț Candrea. Bună seara și bine v-am regăsit. Bun venit. Salutăm Bucovina. Sigur că da, toți bucovinenii se uită și ne urmăresc. Mă bucur. Mariana Svechiș. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru faptul că ai acceptat să vii, să faci parte din grupul nostru, să ne colinzi în această seară. Bună seara, mă numesc Alina Lung. Bun venit.
Bună seara, mă numesc Raluca Drăgău și vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara, bine v-am găsit, mă numesc Mihaela Toșa și vă mulțumesc pentru invitație. Daniela Crișan, bun venit, Daniela. Bine, de data asta o să te rog pe tine să ne prezinți pe cine ai adus alături de tine. Am adus alături de mine copiii mei dragi, grupul și formația de jocuri și cântece populare Dorul Muntelui din Comuna Mănăstireni. Le mulțumesc că au venit în această seară cu mine și am venit cu colinde frumoase din zonă și nu numai. Și o să te rog, Daniela Crișan, să ne prezinți solistele tale din grupul tău. Da, Mădălina Matei. Da, bun venit, Mădălina. Să vedem dacă avem un microfon. Mădălina, să te salutăm și pe tine. Bună seara. Monica Peica și Alin Toșa, care au Bună împreună... Seara. Bine v-am regăsit. Mă bucur nespus de mult să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Mulțumesc, Peica. Alina Peica sau cum te cheamă? Monica Peica. Peica, da. Așa. Și Alin Toșa. Și bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Cei doi au împreună o colindă. Da. Da. Și domnișoara de lângă mine este sora lui Alin. Ea deja este pe drumul ei individual. Și mai am o domnișoară cu mine. Adela. Da, așa, fetița ta, să străiască, să te bucuri. Mulțumesc de ea. Frumos. Multă sănătate și multă fericire. Așa, în dreapta mea, o bună și dragă prietenă, Crina Varga Haiduc. Bun venit, Crina. Bine te-am găsit. Bună seara, dragii mei. Bine v-am regăsit. Crina, ești emoționată să nu-mi spui? Nu. Nu? Nu, dar... poate puțin, pentru că mie mi-este foarte drag să fiu alături și întotdeauna în momentele bune alături de colegul meu drag Nicolae Turcu și nu sigur. Pot să nu deci ai venit ca și susținătoarea lui Nicolae Turcu? Nu neapărat, ca și omul care trudește pe același tărâm. Da, uite, înainte de a merge mai departe, draga mea prietenă, el a declarat undeva la un post de radio că tu... și cu mine, împreună, le-am susținut moralicește, nu altfel, la ceea ce a realizat Nicolae Turcu împreună cu prietenii lui. Să vedem cine ne ajută. Grupul Izvoare. Da, știu, am mai apostat această stare a lui și pe una din conturile astea de socializare și mai spunea acolo, dacă mi-amintesc, și faptul că noi n-am știut ce înseamnă invidia și răutatea, nu? Parcă așa mi-amintesc. Da, dragii mei, nu cred că a spus lucruri prea, prea mari. Eu întotdeauna și în toți anii care au trecut am fost alături de ei și nu de puține ori am spus, haide Nicule să mergem, haide uite că mai este o filmare. Mă bucur pentru el și nu puțin sunt cei care reușesc să adune în jurul lui oameni de valoare și eu pentru cei trei băieți, dintre care mai târziu cel puțin pe unul cunosc mai bine, mă bucur că îi sunt alături și că împreună, uite, că reușesc să facă un lucru frumos. Lucruri frumoase. Mergem mai departe, așa? Bună seara, bine v-am regăsit. Ne bucurăm să fim din nou la dumneavoastră în emisiune și... sperăm să vă placă colindele noastre. Sunt convinsă. Truda noastră. Truda voastră. Da. Da. Pe care... O să ne spună Nicolae Turcu, da, imediat. Exact. O să... cât o trudit. Și așa. Mă simt onorat că sunt alături de o fostă profesoară de-a mea, doamna Crina Vaida. Ia te uite ce mică-i lumea. Varga, îmi cer scuze. Emoționat vine, Maxim. Mergem mai departe. Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur că mă aflu în această seară alături de atâți colegi dragi de cântec și sperăm să vă încântăm cu noul nostru CD. Doamne, dar frumoși mai sunteți! Ia uite, cei crai de la răsărit! Eu-i da mândriâs! Of, of, of! Nu? Ce ziceți? Da, nu mai zicem nimica. Mergem mai departe. Bună seara și bine v-am regăsit. Vreau să... vă mulțumesc pentru invitație
și sperăm să vă încântăm cu CD-ul nostru nou. Sunt convinsă că se va întâmpla așa. O să te rog să încercăm al în mâna lui Nicolae Turcu, liderul grupului Izvoare. Și vreau să te întreb, dragul meu prieten, ce înseamnă pentru tine grupul Izvoare și această realizare? Cu fiecare disc mă umplu de bucurie pentru că se încununează omul în casidua. Voi, colegii mei dragi, știți foarte bine câtă muncă trebuie depusă pentru realizarea unui disc de calitate, zic eu, pentru că este foarte important să, calitatea, nu cantitatea lor. Discul de față este primul disc al grupului Izvoare, al acestui format și cel de-al șaptelea din cariera mea de până acum. Discul de față cuprinde 15 colinde inedite, colinde din mocănimea Gilăului, din zona mea de Bașină, din Țara Moților. Sunt colinde nemai cântate, colinde care aș dori să ajungă la sufletul celor care ne ascultă. Ei, Nicolae Turcu, voi spuneți grupul Izvoare în acest context, eu aș zice ceată de colindători. Sigur. Eu așa zic. Colinda așa frumoasă în grup. Colindă de grup, interpretată de către ceată de bărbați, pentru că doar bărbații colindau pe vremuri. Acum, fetele erau mai cuminți atunci. Fetele așteptau colindătorii, nu înseamnă că nu sunt cuminți. Fetele sunt foarte cuminți, uite că au venit la colindate, sunt atât de cuminți și de frumoase și așteaptă colindătorii. Le așteptau cu nuci, cu jinars, cu... Da, cârnați. Da. Da, da, pentru că nu la noi așa era obiceiul. Cârnați, jinars, jin, iar cu ceea ce s-a adunat, mereau la bal în ziua de a doua zi de Crăciun. A doua zi de Crăciun, da, pentru că din ceata de colindători aveau fiecare straiță sau desaj. Așa. Și mergeau, colindau și evident plata era merinde, cum spunem, ce aveau ei în casă. Și gazda cerea să, dacă era la cea casă erau fete nemăritate, da? Trebuia să le joace. Asta era una dintre condițiile impuse de gazdă. Așa, și de acolo se înfirpa foarte multe idile, cum zic tinerii, știi? A, idile le zice. Deci iubiri. Iubiri permise sau nepermise. Dar mă gândesc că fata care aștepta colindător nu s-a uitat după desfășurători, era preocupată de altceva. Ea știa din timp că vine, așa știa, era regia, deci nu-i trebuia desfășurător și să zic, oare vine, știu, oare cine vine să mă colinde? Și fiecare gazdă punea tot ce avea mai bun pe masă, pentru că altfel le merea și mere buhu că, exact, că uite, nu ne-ai primit cum să cade și uite așa ne-i. Bine, dragii mei, haideți să colindăm, pentru că asta ne-am dorit în această seară. Dorul Muntelui, Mariana Sfechiș, Crina Varga, Ionuț Candrea, grupul Izvoare și mai vedem noi cine ne colindă. S-ar putea să ne colinde și Alexandra Mariș, nu? Cred că da. Dragi prieteni, așteptăm colindători, sper că-i așteptați și dumneavoastră. Să și gazdă veseloasă, să plătești colinda noastră, cu un colac mândru de grâu să-l încingem pângă brâu, cu măroșu și frumos ce ni l-a dat gazda nou. Vine Crăciun cel bătrânul, să-l legalbe de măru. Vine Crăciun cel bătrânul, dar el vine cam încetul, să-l legalbe de măru. Dar el vine cam încetul, că-i calunciun păvitu, să-l legalbe de măru, că-i calunciun păvitu. Și-a trebuit pot copitul, să-l legalbe de măru, și-a trebuit pot copitul.
Închinăm pe subutuci să ne dea gazda nuci. Închinăm pe subtârnați să ne dea și cârnați. De nu ne-a dat cârnațul, duce un porc cu tătul. La mulți ani! Care
Nici o sărbătoare în lume nu are mai frumos nume ca nașterea lui Hristos în Viflaimul frumos. Acolo Sfânta Marie în a sa călătorie a născut un fiușor, se numea Mântuitor. Iisus de nu se năștea, toată lumea-n iad pierea, iar popoarele păgâne care n-au vrut să se închine, la moarte l-au judecat prin mâinile lui Pilat. Între doi tâlhare l-au pus pe mielușelul Iisus. Cuie în mânuri îi bătea, sângele pe stâlp curgea și-n pahar îl sprijonea și-l da lui Iisus să-l bea. Lui Iisus i-a fost cam greu, știind că e din trupul său. Lui Iisus i-a fost cam greață, știind că e din tralui față. Cum amarul meu l-oi bea, sângele din carnea mea, iar Iisus, mielul cel blând, a murit așa zicând: Tată sfânt și prea-nădurat, iară-tă-i că nu știu ce fac. Lasă-ne găzdoi în casă, nu ne ține la fereastră. În casă de ni lăsa, noi mândru te-o colinda. Noi mândru te-o colinda, plată bună tu ni da. Un colac de grâu curat și o literă de jinars. Clisă, cârnaț de ni da, noi mândru te-o colinda. Și ți-o duce vestea în sat că bine ne-ai ospătat. Slobozine, gază în casă, hoi dai lerui, lerui da. Că afară plouă de vasă, hoi dai lerui, lerui da. Și ne udă streșinii, hoi dai lerui, lerui da.
să și gazdă sănătoase, hoi dai lerui, lerui da, că-ai primit cu linda noastră, hoi dai lerui, lerui da, și la păsăreaua cerului șede în vârful mărului, și așe mândru ciripește și la gazde mulțumnește. Să și gazdă sănătoasă, la anul mai veseloasă, dă-i Domnul sănătate, masa plină de bucate, și la anul care vine, dă-i Domnul numai bine. Câte-o țere, câte-un cic, hai la roată, câte-i patru, nu lăsa băiatul. Da, hai leliță la cârligă, câte-o țere, câte-un cic, hai la roată, câte-i patru, nu lăsa băiatul. Se dă-n drum jocului, mă tari, dari, 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 da, ard o para focului, mă tari, dari, dari, da. Păi roată, roată, măruță, mă, că frunză de pitrinjel. Roată, roată, la cârligă, că la fetele le-a fost fric, la ficior le-a fost rușini să joace cu mine. Dar roată, roată la cârligă, că la fetele le-a fost fric, la ficior le-a fost rușini să joace cu mine. Că-s fișorul neamului, mă tari, dari, 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 da, jucă ușul satului, mă tari, dari, dari, da. Păi mână, roată, măi, plăcă, mă, ca și voi de copute. Două-n stânga, două-n dreapta, să nu se rastoarni roata, roată, roată, Grigoruț, câți ficiori mai mulți. Păi două în stânga, două în dreapta, să nu se rastoarni roata, roată, roată, Grigoruț, câți ficiori mai mulți. Când ori lăsa fetele, mă tari, dari, 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 da, și-o-mi ține paretele, mă tari, dari, dari, da. Păi înainte, că înainte, numai cel ce ține minte, roată, roată, Grigoruț, până-i rămâne disculți. Celor
născut Mesia în coliba păstorească, vruta Domnul să se nască, Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, am revenit alături de invitații noștri din această seară, colindătorii noștri din această seară și privesc cu mare drag înspre Ionuț Candrea, care vine din Bucovina. Așa este, din Bucovina, dintr-o zonă de interferență între Maramureșul istoric și Ardeal. Și Ardeal. Iar tu cum te simți? Că ești clujan de ceva vreme. Eu sunt bucovinean, sunt dornean, dar de ceva vreme mai mult sunt prin Cluj, așa este. Așa este. Ionuț, sunt convinsă că de Crăciun vei merge acasă. Cu siguranță o să ajung chiar aproape de ajun atunci, ori în ziua de ajun, ori cu o zi mai repede. Să-ți ajute Dumnezeu. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă la tine de sărbătorile de iarnă? Crăciun, Anul Nou, Sfântul Vasile, Sfântul Ioan, Boboteasa. Sunt niște obiceiuri foarte frumoase de Crăciun. Se strâng cete de colindători, se merge cu colinda în satul mamei mele în Coșna, da? De Crăciun. Se joacă capra. Se adună în sat, în mijlocul satului. Cum le spuneți dumneavoastră? Și cetăraș. O capră de acuminte sau de șuchiată? Deci, să vă explic. Deci capra este... Da, e nu prea cu minte. E cam, deci nu prea cu minte. Nu prea cu minte, în primul rând. Da. Și sunt niște cei care joacă capra. Da. Sunt foarte experimentați. Așa. Și chiar doar acolo în sat, doar în Coșna și în Poiana Stampei, se joacă capra în stilul ăla. Deci un stil foarte mărunt. Da. Foarte pe un ritm foarte rapid, foarte vivace, să zic așa. Așa. Și se petrece e o singură căpriță sau sunt mai multe? Sunt mai multe. Chiar e o splendoare, v-aș invita dacă puteți să mergeți vreodată, dacă o să aveți ocazia.
chiar în ziua de Crăciun, deci nu în ajun, ziua de Crăciun, se merge. Deci, Ionuț, noi frumos. Să înțelegem că aceste lucruri se întâmplă la tine se acasă. Întâmplă de se întâmplă. Real. În mod real, deci nu, sigur, da, nu este nimic. Nu s-a întâmplat mai de mult, s-a întâmplat. S-a mai întâmplat. S-a așa, întâmplat asta am vrut, sigur, am vrut este să o tradiție, da? Dar se întâmplă și anul acum. Acesta, dacă o să mergeți pe data de 25 în comuna Coșna, cu siguranță vă veți întâlni cu acest cu eveniment. Cu capre sau cu mai multe capre? Cu mai multe. sunt convinsă și la fel cred că bucovinencele sunt niște gospodine extraordinare. Asta este unul din obiceiuri. Asta unul dintre, așa, altele? De Crăciun. Apoi de anul nou, atunci se formează niște grupuri de, niște benzi, noi le zicem, niște grupuri. Așa. Mascați, deci poartă niște măști pe față. Aceste măști, la începuturile lor, se purtau atunci când când murea cineva. Când da. Murea cineva, deci ele au, ca să zic așa... Măști mortoare? Nu oarecum, neapărat. Da? Ei se mascau, dansau în jurul mortului. Când se năștea cineva, plângeau, pentru că da? Era socotit că vine într-o lume mai rea, și când mureau, cineva era socotit că pleacă din această lume rea într-o lume mai bună. Și atunci... Când mureau, ei se veseleau, își puneau aceste măști, care acum noi le purtăm doar de sărbători, chiar pentru a alunga spiritele rele, da? Pentru noul an, și ele au o geneză, să zic așa, chiar precreștină, în epoca, deci în păgânism. Da. Da. Și sunt confecționate din... Din piei de, din de piei, oaie, da. Din da. Piei de oaie, cu blană, mai cu știu căciule, că sunt cei din Vrancea. Ei sunt cei care confecționează măști și așa se fac și la da. Noi. Chiar și la voi, mă bucur, meșteșugurile. Deci există alături la voi de... meșteșugari în sensul sigur, ăsta, da? Sigur că da, alături de Condeiatul Ouălor, avem în Comuna Ciocănești Festivalul Național al Ouălor în Condeiate. Ionuț, uite ce admir eu la voi, Bucovina, Moldova, mergând în jos, așa. Cojocelele astea extraordinare, sunt convinsă că la voi încă se confecționează, încă se lucrează, sigur, pentru că toți aveți. Deci nu există un bucovinean să nu poarte așa ceva. Ce asta este? Undiță cu jderâi. Undița cu prim de dihor. De dihor. Și este mândria bucovineanului. Așa. Și este... aia cu jderi, uite, vezi că nu le-am pastea cu... Este ori dihor, ori dihor, prim da? De dihor, ori da? Prim de miel. De miel, așa, am înțeles. Miel. Sau în unele zone, chiar pe lângă Gura Humorului, am văzut și cu prim de din blană de căprioară, chiar. Da, și da. Chiar spre Cernăuți, Bucovina, așa, peste aveți graniță. Cu ce vă lăuda, sigur, sunt, da, sunt convinsă. Ne-ai făcut o mare bucurie că ai venit în această seară, Ionuț Candrea, pentru că noi aici suntem ardeleni, dar tu ai venit un pic dintr-o altă zonă și firește că ai adus de acolo, de la tine, cântecul tău frumos. Sunt convinsă că la anul o să ne aduci și niște colinde de acolo. Da, chiar și, acum dar lucrez. Acum tu colinzi cu grupul Icoane, din câte știu. Așa eu. Așa este, cu da? Ansamblul de muzică tradițională românească Icoane al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, condus de profesorul și îndrăgitul interpret Ioan Boc și alături de lectorul universitar Alina Stan, pe care vreau să îi salut și pe toți colegii mei din ansamblu. Și să le fac cu mâna. Îi salutăm și noi cu mare drag. Știu că sunteți foarte ocupați în perioada asta, mergeți cu colindul peste tot. Încă o dată îți mulțumesc că ți-ai rupt un pic din timpul tău și ai venit și în această seară alături. V-ați gândit alături din... la mine. Cum nu, cu mare drag, de fiecare dată. Alexandra Mariș, sigur tu nu faci cozonaci, faci cozonaci? Nu. Nu, dar moșuța aduce ceva? Da. O să-ți aducă ceva, sigur o să-ți aducă. Dar tu ne aduci o colinduță așa cu glășciorul tău, să te auzim așa, un pic, un pic. Haide să vedem. Din cer senin, un cor divin, ți-aude lin cântând. Din cer senin, un cor divin se-a
când păstori cu har pe culmi apar, albi miei în dar, nu când. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Minunat, minunat! Mariana Svechiș, sălăjeanca noastră frumoasă, da. Tu ce vei face de Crăciun? Aș prefera mai bine să vorbesc despre un obicei de Crăciun din zona mea decât să spun ce voi face de Crăciun. Pentru bine. Că cred că o să fie scurte acele vizite la colindat, din păcate. Așa? Da, pentru că timpul nu ne este permite suficient și asta bine. Este din păcate. Bine, am vrut să fiu un pic indiscretă, să te văd ce faci, dar uite că nu mi-a ieșit. Eu de obicei știți că nu vorbesc prea mult despre mine. Să vedem despre obiceiul despre care vrei să ne vorbești. La un moment dat afirma Nicu Turcu despre un obicei care se pare că datează de mult, da? Și se păstrează foarte mult aici în zona moților. Exact în, de Crăciun aș putea să vorbesc despre ceea ce se întâmplă la noi. Sunt cete de colindători, exact, identic. Izvoarele. Da. Izvoarele, corect. Cete de colindători care pornesc de seara, din ajun, la colindat, colindă fiecare casă, fie că este om bogat, fie că este om sărac. Au două colinde, una dintre ele am preluat eu anul trecut, Fată de Albă de Împărat. În special această colindă este adresată acelor familii care Reau au fete, exact, necăsătorite, nemăritate. Eu cu un colind al fetei, cred. Așa, da. După colindele bine învățate, să zic așa, și este și orchestră cu ei, da, câțiva ceterași, da, și dubași. Tot acest eveniment se termină într-un joc. Exact cum spunea și colegul joacă meu. Gazda, asta vreau să te exact, întreb, pentru da. Că în Țara Moților așa se întâmplă, vin colindieții, cum li se spune acolo la munte, și ia gazda la joc. Exact. Deci așa se întâmplă și la voi, da? Că este fată nemăritată, că este gazdă, mama fetei și hai, așa mai departe. Să de două ori. Toată lumea trebuie să joace, da, corect. Bun. Și de acolo încolo îi ominești cu pălincă? Absolut, cu, da. Toată lumea este poftită înăuntru și cu tot ceea ce a dat Bunul Dumnezeu de Sfintele Sărbători. În special, se știe, pălinca de prune de la noi din zonă sau cârnații care sunt, sau sarmalele. Bine, bine, Mariana Svechiș. Foarte frumos te-ai gătat în seara asta, ca de obicei. Mulțumesc frumos. Și îți doresc sărbători fericite. Pentru asta aș dori să mulțumesc mamei mele, așa, care mi-a făcut o bucurie, terminându-mi ceva din costumul național în această seară. Și n-am să spun despre ce este vorba, doar că sunt mândră de acest obiect. Îi mulțumesc Mariei Chiș, prietenei mele dragi, pentru machiaj. Da, te-a făcut frumoasă, cineva te-a făcut mama ta frumoasă, stai liniștită, mă rog. Și doamna o fi avut contribuția, dar esențialul. Și nu știu dacă voi mai avea ocazia să vorbesc astă seară, așa că am să spun în câteva cuvinte, din tot sufletul meu, tuturor rudeniilor, prietenilor, colegilor și tuturor românilor de pretutindeni, bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate, să aveți parte de sărbători fericite și un an nou plin de bucurii. Mulțumim, Mariana Svechiș, dragi prieteni, haideți să mai colindăm, haideți să mai cântăm. Ionuț Candrea este pregătit să ne mai și cânte Dorul Muntelui, Alexandra Mariș, grupul Izvoare, Mădălina Matei, Mariana Svechiș și încă o dată Dorul Muntelui și încă o dată grupul Izvoarelor, grupul Izvoare. Doamne fer că dacă vă botez eu altfel, îi supărare mare. Spune că ai vrut să spui ceva. Nu pot spune ce am vrut să spun. Tu știi, Maria, că orice... O zis Marcel că ne dă două minute. Ne dă două minute. Ultimul cuvânt. Unu. Am înțeles. Nimic nu ne poate supăra la tine, așa că poți să zici orice despre noi. Doamne ferește. Dar dacă ne lauzi, ne pare bine.
Uite, în momentul următor vă lăudați singuri și după aia viu eu aici, așe vă laud, e vă doare. Dragi prieteni, haideți să-i urmărim pe invitații noștri din această seară. Coborât au de pe deal cu căciul și cu suman, cu neaua până în genunți și suntem și tare mulți. Și amu va întreba slobodia colinda. Colosus la răsărit, zâne judecată, mândră zare s-o zărit, greu va fi odată, dar nu-i zare nici lumină, zâne judecată, că-i Hristos cu cartea în mână, greu va fi odată. Când citește și suschină, zâne judecată, privă la lumea păgână, greu va fi odată. Ziua duminicii mari, zâne judecată, dar bisericile zboale, greu va fi odată. Oamenii la băutură, zâne judecată, și pe Maica Sfântă-o jură, greu va fi odată. Hai creștini să ne rugăm, zâne judecată, nu știm câte zâne avem, greu va fi odată. Nu știm câte zile avem, greu va fi odată. Ce frumos ești, Iisus, ce frumos, îngerii se-a...
O să to
pe vântuși nebenișu. Dorul ca de luminișu, luminiș cu iarbă deasă, mândra mea frumoasă, și cu izvoraș curgând mai cu ele ca să-ți cânt. Cântăm ca să răsune peste munte vorbe bune, s-auzi inima cum bate mândron de departe, să-ți sărut ochii tăi dragi măi și gura de fragi. Ca și mine știe calea doar la tine, în poiană-n luminiș măi fuge pe furiș măi, după el și eu apuc măi la tine mă duc. Dragostea de prima dată n-o uiți mândro niciodată, cât a fost nici nepenișu, mândro luminișu, n-o să-l uităm unde-om fi măi și cât om trăi, cât a fi muntele munte, dorul n-o să-l uite, tu mereu ai să rămâi. Dragostea din tâi.
ursul pe butuc, dă-n colacul să mă duc, că mi-i scurtă bunghița și mă tem că o îngheța la anul și la mulți ani. Astă sară-i sară mare, se bucură mic și mare, și noi tăzi ne bucurăm, veste bună că vă dăm. Astă sară s-a născut Domnul cel fără de început, cel ce-a făcut sorile, luna și cu stelile. Hai cu tăți să-l preamărim, nașterea să-i o cinstim. Ce sară-i dai astă sară, ce sară-i dai astă sară, asta-i sara de Crăciun, când s-o născut Domnul Sfânt. În coliba oilor, în coliba oilor, s-o născut Domnul Hristos, soarele ce luminos. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, cu drag și cu voie bună, îmi pletez mândră cu lună. Pă cu luna au scris frumosul, pă cu luna au scris frumosul, astăzi s-o născut Hristosul, soarele cel luminosul. Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, am revenit alături de invitații noștri din această seară, colindătorii noștri din această seară, și voi privi cu mare drag înspre domnișoara Daniela Crișan. Așa bine visai, oare la ce te gândeai? La spiritul Crăciunului? La spiritul Crăciunului și la cât avem de lucru acum în perioada sărbătorilor. Și cât aveți de mărs, ia-ți și până acasă. Da. Cred că și la asta, și la asta te gândești, Daniela. Daniela, o să te rog în două cuvinte să ne vorbești câte ceva ce crezi tu că este important despre grupul pe care l-ai adus și pe care îl conduci. Da, pe acești copii, de acești copii mă ocup de un an de zile, deci chiar acum un an și o lună. Da. Să zic. Da, au evoluat foarte mult. Atât, bine, principalul nostru obiectiv este jocul popular, cântecele practic și colindele. Practic tu ești instructor coregraf, da? Da, da. Au evoluat foarte mult. Îmi place foarte mult zona lor. Au obiceiuri frumoase. Îmi place foarte mult că s-au păstrat foarte bine costumele populare. După cum bine vedeți, da. Poalele alea vechi, musuiul, năfrămile, foarte bine s-au păstrat și cam toți copiii au așa ceva de la bunici, de la mame. Iar colindele, ați reușit în timp record să imprimați și niște colinde. Da, pentru că noi am mai fost la dumneavoastră în emisiune și am vrut neapărat să veniți și de sărbătorile de iarnă. Mulțumesc din suflet. Și de gătit, cum te gătești pentru Crăciun? Cu colaj și cu trudă multă. Da, cu sarmale și cu tot ce este. Da. Mă gândesc. Bine, îți mulțumim frumos, Daniela. Dar prințesa unde ții? O plecat acasă. O plecat acasă. Isomnic. 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 Bine. Crina Varga. Crina, vorbind despre spiritul Crăciunului, tu vii dintr-o zonă binecuvântată, ți-ai petrecut copilăria la bunici și la bunici în localitatea? La bunicii materni, în localitatea, da? Bârsa din județul Sălaj. Așa, practic tu ești sălăjancă la origine și vreau să ne spui câte ceva despre ceea ce se întâmpla la Bârsa, sat cu dor. Da, o piesă frumoasă. La Bârsa, satul cu dor, am copilărit 10 ani și îmi este tare drag să-mi amintesc obiceiurile acelea când, copil fiind, împreună cu vecinii și cu vecinele mele, plecam la colindat.
plecam la colindat, începeam așa cam de pe orele 17-18 și gătam pe la 22-23 când bunicii, părinții veneau după noi ca să ne, să ne adune straițele care erau pline. Pline cu ce? Pline cu ce avea omul pe masă la vremea aceea, în anii 80, pline cu pupeze pentru fete, cu colaș pentru băieți, cu mere, cu nuci și ce prăjituri mai făceau. Bani mai puțini atunci. Bani mai puțini, dar am avut o copilărie frumoasă, chiar dacă atunci, în vremul acela, nu erau atâția bani, n-aveau copii atâția bani, dar aveau, nu știu, aveau spiritul ăsta Crăciunului deasupra lor și eram binecuvântați. La noi în casă am trăit și am crescut cu frică de Dumnezeu, pentru că bunicul meu a fost cantor al bisericii din Sadia, cu din Bârsa, și mă ducea cu dânsul în strană. Eram prezent acolo duminica la biserica din sat și o parte din ceea ce sufletește sunt eu astăzi, știu că îi se datorează dânsului. Și firește că vei transmite fiicei tale tot ceea ce ai dobândit tu. Să dea Dumnezeu, chiar dacă modernismul vine peste noi, eu încerc și acasă și la școală să le transmit copiilor că următorul lucru, că de fapt ceea ce trece prin filtrul sufletului tău, de fapt te caracterizează și până la urmă cu asta rămâi. Ai dreptate. Eu îți mulțumesc din suflet, Crina Varga, și sunt convinsă că telespectatorii noștri te așteaptă. Tu ești foarte iubită. Tu știi bine lucrul ăsta. Mulțumesc, tu ești foarte iubită, ești foarte îndrăgită. Și mă gândesc și la copiii tăi de la școală, că tu ai o grămadă de copii la școală. Fiind profesor de biologie, da? De 16 ani, de Dumnezeu mă ajută la vară, da. Da, mii de copii. Nu i-am numărat, dar făcând un simplu calcul, cam 25 pe clasă și înmulțind așa... Acum, din ce în ce mai puțin, că mai scade numărul, ajung undeva, cred că peste 1000. Nu. Și toți copiii ăștia, cred că sunt fanii tăi. Hotărât. Nu știu, sper în marea majoritate. Sau dacă nu sunt fanii mei, măcar să... Cu siguranță știu că se uită, mă urmăresc și acceptă ceea ce fac. Și asta este lucru important. Bine, acum... Dar s-au desprins din generațiile mele, așa cum este Iulian Maxim, mai sunt alte fete și băieți care cântă. Și care au fost invitați în emisiunile pe care tu le făceai. Da. Și le mai fac. Și cărora, sigur. Și unora le-am fost chiar dirigintă. Deci, da, știți cum, așchia mică sau mare de parte, da, de trunc nu sare. Da. Mi-aduc aminte de Nicolae Turcu. Nicolae Turcu, ți-ai văzut moarte așa la o emisiune la mine. Ia. Te rog frumos, ia microfonul și spune-le telespectatorul ce ai putut să pățești tu. Nu. Eram la altă televiziune, Maria era la începuturile sale în calitatea sa. Dar n-aveam eu nicio legătură cu începuturile mele, să știi ce s-a întâmplat acum. Toți eram foarte... Era și Mariana Morcan alături și în spatele nostru era un glob, un brăduleț, cum e cel de față. Și regizorul a văzut că un glob mi-a târnat undeva pe cap. Acum, pe frunte. Eram exact, pe frunte. Eu eram în direct, n-aveam cum să... Nu se cade să faci acolo tot felul de mofturi. Și vine regizorul în platou cu un cuțit. Cu cuțitul, cu... Cu un cuțit și tot mi-arată că vrea să tai. Eu n-am, neștiind că e vorba despre glob, nu știam ce are omul cu viața mea. Și Maria, mai timorată de când mi-a făcut ochii cât ceapa, asta la altă iară, eu eram și mai speriat. Și Mariana Morcan râdea de să prăpădea. Da, că ea râde, da. Și... Eu eram cel mai... No, abia pe publicitate am înțeles că mă vrea de fapt să taie globul și nu avea treabă cu mine. Să nu-ți mai Maria îmi spunea, zâmbește. Cum să mai zâmbești că vedeai omul cu baioneta acolo? Da, a fost frumos până la urmă și... Da, a fost frumos. Sigur. Au fost începuturile tale, începuturile noastre. Nicolae Turcu, eu am înțeles că cineva drag ție, astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Te las pe tine să spui mai departe. Cea mai importantă ființă din viața mea, mama mea, astăzi face 70 de ani. Îi doresc multă sănătate, pentru că știu că are nevoie și vreau să o asigur de toată prețuirea și iubirea mea. Mama, te iubesc, știu că ne urmărești, pentru că nu-i scapă nicio emisiune de muzică populară. Te sărut pe suflet și...
cât de curând ne vom vedea la Sumeșucal. Doamne ajută, sănătate multe mică. Nicolae Turcu, sigur că ai colindat în Sumeșucal. Cum e să te duci cu colindat? Să te duci așa, să-ți fie frig, să scârțe zăpada sub picioare, să te latre câinii, să te muște câinii, să te fugărească bărbații jeloși, să ți se întâmple fel de fel. Spune, cum e, că tu le știi pe tăte. Deja stai, să le luăm așa încetuc, asta cu treabă bună. Cu fugăritul bun. eram prea copil acum. Erai prea mic, așa, deci erai inofensiv la vremea aia. Da, și acum s-ar zice, dar nu, pe probă. Maria, îmi doresc din suflet, deși știu că nu se mai apuc acele vremuri, când era zăpada, abia ne vedeam din zăpadă. Țin minte că tatăl meu ne făcea cu lopata cea mare de lemn, ne făcea pârtie până... Ne făcea o cărărușe să merge până, știu eu, să ieșim afară sau să ne plimbăm un pic prin ocol. Din păcate s-au dus acele vremuri, dar eu spre marea mea bucurie am avut privilegiul să mă nasc într-o zonă superb, într-o zonă de munte, unde o zonă necolectivizată, unde oamenii își păstrau tradițiile și era un sat relativ micuț, un sat de munte, Sumeșcal, un sat relativ micuț, dar cu tradiții și cu oameni foarte uniți. Din păcate, acum satul nu mai este în întregime. Ce mi-ați făcut? Da, sunt pe ecran, sunt părinții mei. Ei, acum mai ai vorbesc văzut? No, nu mai vorbesc eu, hai că vorbim amândoi. Hai că sunt vorbim. Uite, imagine recente. Uite ce tineri și frumos sunt părinții tăi. Sunt încă, părinții așa și tu, ce să-mi ține spui, Dumnezeu. Ce? Dar azi de vreo două luni făcute aceste poze. No, vorbește tu de acum, dragă. No. Mulțumesc din suflet pentru Mulțumim, Marcel. Chiar m-ai surprins și pe mine. Și eu sunt emoționat. Acum hai să ne băgăm om. Ne băgăm om. Eu nu, că mă descurc. No, dă-i drumul atunci, nu zi. A, și că ești artist. Da, mulțumesc, Marcel, pentru emoțiile create. Acum, satul nu mai este... O să dai un jinar, lasă, că de mulți ani plin podul. Se rezolvă. Se rezolvă. Satul nostru din 82 nu mai este în întregime. S-a demolat, s-a făcut acum un lac de acumulare. Dar încet, încet, oamenii care au mai avut grădini pe o uliță mai superioară au început să se întoarcă acasă. Drept dovadă și părinții mei. Inițial mi-au spus că merg să-și facă o căbănuță pe timp de vară, pe urmă și-au mai făcut o cameră și ne-am mai putut aduce la Cluj. Pentru că, pe undeva, înțeleg, acolo este viața lor. Pe mine mă obosește efectiv liniștea de acolo. Când mă duc și stau mai mult de două zile, mi se pare că ceva nu e normal. Ca și poetul, ascult liniștea. Vai, așa faci? Da. Mai mult de două zile nu pot să ascult liniștea. Ai nevoie să auzi trolele din Cluj, mașinile și... Nu. Da. N-a spune trolele, dar... Așa. Știi că pot să stau departe de cățeluș, de doamna mea. Da. Și de dispecerul de acolo, dispeceratul de acolo, nu, unde lucrezi. Nu, cred că nu duc lipsa, colegii, nu. Că, ba, eu cred că te iubesc, cum să nu? Dar toată lumea vorbește despre Nicu Turcu. Deci tu ești vedeta de acolo. Sigur, dar nu, mă îndoiesc că îmi duc lipsa. Dar, în fine, e bine așa cum e. E bine. No, Nicolae, te-am perpelit o țâră, dar nu-i nimica că străbă. Că emoția face parte din viața ta. Și dacă... Atunci când nu ai emoție, nu existi, Maria, pentru că, într-adevăr, odată cu rutina, reușești să-ți maschezi emoțiile, dar imposibil. Eu dar nu cum cred să le că, maschezi? Du-te, vezi de treaba nu cred ta. Că este interpret care, conștient vorbesc, care atunci când apare în fața publicului sau într-o emisiune, nu are emoții. Tu trebuie tot timpul trebuie să fii conștient că trebuie să emani respect, să dai dovadă de demnitate. Ori chestiile astea implică foarte mult consum psihic și nu ai cum să nu ai emoții. Așa este, cum spui. Privești și eu spre o domnișoară emoționată, spre Delia Mădaș, și să vedem la ce se întâmplă la Crăciun, la Hodin. Delia, aștepți colindătorii, o ce faci? Da, așteptăm colindătorii. În ajun ne pregătim cu mâncare. Mai ales? Lipsitele sarmale. Mama face și pâine de casă, cozonac de casă, prăjiturile, toate de casă. Și un aperitiv, o ciorbă. Și mama așteaptă fata de la Cluj, la tâche gata. Acum nu chiar, o să încerc să o ajut. Ce să vin pe acolo? Eu sunt ajutor de bucătar. Da. Atât. Și așteptăm și colindătorii, dar luăm cina în familie, ne colindăm unii pe alții, unii cum pe să alții zice, neamurile, la masă, în primul rând, da? Și prietenii. Și apoi plecăm la bunici, la rudenii, la prieteni. Și uite, așa trăim noi Crăciunul, da.
Eu, în seara de Crăciun, obișnuiam să... Din Cluj. Da. Obișnuiam să mă întâlnesc cu prietenii și să mergem la colindat. Eram cam 10 persoane și... Și mergem... La mine, să înțeleg eu că am o problemă. Marcel, greu mă prind eu că am o problemă. Așa, mergem mai departe. Da, în ajunul Crăciunului obișnuiam să ne întâlnim mai mulți prieteni și să mergem la fiecare acasă la colindat. Sperăm ca și anul acesta să ne strângem, iar în prima zi de Crăciun, de obicei în familie. Și la colindat rudele și așa. Și așa. La tine? Eu vin din Târnăveni, județul Mureș. La fel, fie în seara din ajunul Crăciunului, de regulă împodobim bradul în familie. Ulterior se merge la colindat, iar în ziua de Crăciun, neapărat în familie, după care se vizitează rudele. Bravo, frumos! Ia să vedem aici fetele noastre. Cine îndrăznește? Domnișoara pe ei, dar tu ce faci? În primul rând ne pregătim... O să te rog să privești dintre colegul meu. Așa? Ne pregătim cu tot ce avem mai bun, ne punem pe masă, așteptăm cetele de colindători. Avem un obicei care se păstrează încă la noi în sat, umblatul cu jocul. Umblatul cu jocul? Da. Cum e aia? Câțiva feciori de la noi din sat numiți ciotârcăi. Ciotârcăi, da. Își găsesc câțiva muzicanți care vin la noi, la fete, și la toată lumea care îi primește, zic câteva învârtite de la noi, bătute pe picior, și tot ce dorește gazda. Și de acolo își primesc plata și merg mai departe. Da, acum, plata în ce constă? O, câte o gură la ficior? O, cum? La câte unul? Nu, 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 de este. Nu, de ele, nu? Nu, no, nu. No. Deci nu? Dar de ce că nu se gată? No? Nu se gata, dar scumpe. Scumpe pupele pe acolo, no? Eu am înțeles. Dar cum le zice mai zi o dată, ciocârtăi? Ciotârcăi. Ciotârcăi. Bine, no? Frumos, frumos le zice. Și tu aștepți ciotârcăi, da? Da, bineînțeles, cu tot dragul. Bineînțeles. Bine, dragi prieteni, noi așteptăm să vă mai colindăm. Ne va colinda Dorul Muntelui, Mariana Sfechiș, grupul Izvoare, Monica Peica și Alin Toșa, Mariana Sfechiș încă o dată și Ionuț Candrea. Haideți să îi urmărim, să vă colindăm și să vă bucurăm, zic eu. Firai gazdă vesel bun, că ai ajuns Sfântul Crăciun și găzdaia veseloasă, mândru și-o gătat în casă. Cu lipideaie țesuce, tot de mâna ei făcuce și cu alease bucate ca să le mâncăm pătăche. Dar vedem pe colțul mesii trei uiești mândru împănate cu jinaș din ăla bun, ca să știm că-i Crăciun. Izara Crăciunului și vrei. Să ne dați vreo două pomeni, că suntem vreo cinci cocoane. Asta-i să...
na na na.
s-au închinat celui mai mare împărat. Au mers și s-au închinat celui mai mare împărat. Ca și să
veșnic, după cum proroci au spus, să se roage lumea întreagă. Să și gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră. Plata noastră-i puțintică, numai un liter de pălincă. Nici acela nu l-om cere, numai o cinci, o șase mere. Nici ele să nu le aduci, numai cinci, o șase nuci. De-or fi zece, tăti-or trece, că suntem vreo 15. Vifla ime, vifla ime, cu
Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, am revenit alături de colindătorii noștri din această seară și voi privi cu mare dragoste și cu mult respect înspre Raluca Dârgău. Raluca, te salut cu drag! Îți mulțumesc că ai venit în această seară, știu că și mâine vei veni, mai avem treabă. Cu mare, mare drag și astăzi și mâine și în oricare mâine din zile, așa. Da, bineînțeles. Te sărut cu mare drag, sper să petreci niște sărbători frumoase, cu așa cum ți le dorești. Iar copiii tăi, pe care știu eu că îi instruiești... Împreună cu copiii mei, pentru că noi în fiecare an mergem și ne colindăm, îi aștept și anul ăsta cu surprize, ne vom colinda, vom petrece frumos sărbătorile împreună și, bineînțeles, ca și în fiecare an, în prima zi de Crăciun vom fi la biserică. Mulțumesc, Raluca Dârgău! Domnișoara Toșa, da? Vreau să vă mulțumesc că în seara asta am fost alături de colegii mei dragi și de colindele lor frumoase.
Vreau să-i salut pe părinții mei și pe mătușa care m-a ajutat până acum cu tot ce a putut și vreau să urez tuturor românilor și tuturor bedecenilor noștri sărbători fericite și cu mult, mult dar din suflet. Mulțumim și noi, să fii sănătoasă, sărbători fericite, dragi prieteni. Eu, ce să vă spun, m-am simțit extraordinar în această seară. Le mulțumesc colindătorilor noștri. Sper ca mesajele noastre să fie ajuns și la dumneavoastră acolo, acasă. Va trebui să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și de la invitații mei. Iar pentru vinerea viitoare, așa cum vă spun eu de fiecare dată, pace sfântă în inimă, Doamne ajută să ne revedem cu bine, iar pe finalul acestei emisiuni vom urmări colinde și cântece, iar pentru dumneavoastră o seară liniștită. Doamne ajută! Noi umblăm să colindăm și colași nu căpătăm, alții umblă nu colindă și le scot colași din tindă. Bună seara, lui Crăciun, slobodii să colindăm! Noi intrăm a colinda, seara de Crăciun, e loc să la alta cu colindător. La casa bogatului, seara de Crăciun, în mijlocul satului cu colindător. Stai pe ferestuică și-o văzui pe lealea țuică, frâgând carne și cănați, nouă dealea să ne dați, la anul și la mulți ani.
seară veselate, Fecioara Maria, în viflaim cetate, călătorim sosea și fiind obosită, să
cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii din cer cântând cu flori de măr în mână și păsăreaua cucului cântă-n vârful nucului, tot cântă și ciripteaște și la gazdă-i mulțămnește. Să și gazdă veseloasă, să plătești corinda noastră, cu un colac de grâu curat, tot în patru împleticat. Cât rochița plugului, zop în straița pruncului, la anul și la mulți ani. Tropăit așa mai cu mândruța mea capila adorna. Drag mi-a juca, nu m-a tropăit așa mai cu mândruța mea capila adorna. Roate cu flacăi, da apa s-a țupit al căi, mândrei ca un fulg, da ușor e lodul. Roate cu flacăi, da apa s-a țupit al căi, mândrei ca un fulg, da ușor e lodul. Fir de iarbă se frământă, suc ciupotă nu struită. La mândruța sub picior o pincile sară, bate doboșar. Cole buinurișor, la mândruța sub picior o pincile sară, bate doboșar. Bate ca să joc, dar să-mi țin mândra din mijloc. Cu dragon vârtesc, dar să nu mă opresc. Bate ca să joc, dar să-mi țin mândra din mijloc. Cu dragon vârtesc, dar să nu mă opresc. Tropăiți, flăcăi cu sătii, păi să nu dăm de râs la fenti. Eu când joc nu tac, strâng și voi bună facă, da tu Nicolai, gură parcă n-ai. Eu când joc nu tac, strâng și voi bună facă, da tu Nicolai, gură parcă n-ai. Strigați mai flacăi, dacă așa-i jocul, bată-i, fetele învârtiți, da hop și tropaiți. Strigați mai flacăi, dacă așa-i jocul, bată-i, fetele învârtiți, da hop și tropaiți. Bătiți flăcăi cu pișorul, fetele se duc în dorul. După joc și sărutat, până și din măritat, să știi că le-am jucat. Slobozul e gazdă în casă, că afară plouă de varsă, că de asară stă pe-afară cu optinca susoară. Te-mă nins și m-a plouat și optinca mi s-a spart. Umblă maica pe pământ, tu ciucuri verde de mătasă, din casă în casă-ntrebându. Din casă în casă întrebându, ciucuri verde de mătasă, n-ați văzut pe Fiul Sfântul. Ba noi, maică, l-am văzut, tu ciucuri verde de mătasă, numai nu l-am cunoscut. Atunci maica începea plânge, ciucuri verde de mătasă, cu lacrimi grele de sânge. Că pe fiul preiubitul, ciucuri verde de mătasă, nimeni nu l-o primitu. S-o născut în frig afară, ciucuri verde de mătasă,
casă, nimeni casă nu-l lăsară. Nimeni casă nu-l lăsară.